Telespectatori, m-am regăsit la o nouă emisiune Lumina din Lumina Lină, în această ultimă duminică din luna lui octombrie, o duminică numită, dacă ar fi să privim ceea ce scrie în calendar, a 23-a după Rusalii, o duminică ce prefațează două mari sărbători pentru noi cei din acest areal, și anume a Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir și a Sfântului Dimitrie cel Nou sau Basarabov, care nu pot fi confundați, cel de întâi pe 26 miercuri, cel de-al doilea pe 27 joi, cel de întâi cu moaștere la Tesalonic, cel de-al doilea cu moaștere la București, în cetatea Bucureștiului. Pericopa evanghelică de astăzi, dacă ați fost prezenți la Sfânta Biserică, sunt convins că vă aduceți aminte, ne descoperă cumva un moment din viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, în care a vrut, pe de o parte, să ne arate ce se întâmplă cu omul care calcă voia lui Dumnezeu, pe de altă parte, că toate sunt într-o îngăduință și o rânduială, de vreme ce Mântuitorul Hristos, părăsind Capernaumul și trecând de cealaltă parte spre răsărit în ținutul Gadarei sau Gherghiasa, Mântuitorul este întâmpinat de strigătul unui om care îl ruga să îl ajute, dar în același timp, fiindcă l-a văzut pe acela care era stăpânit de puterea celui rău, încercând să scoată diavolul, diavolul grăia la Mântuitorul Hristos și îl ceartă într-un fel pe Mântuitorul, spunându-i, de ce ai venit mai înainte de vreme să mă chinuiești, să ne chinuiești? Și Mântuitorul Hristos, fiind atent la nuanța vorbirii celui rău, îl întreabă întâi, de când, cum ți este numele, și îl spune legiune. Pe de altă parte, ceea ce trebuie să reținem din relatarea evanghelistului Luca este faptul că atunci când îl stăpânea și când îl lucra cel rău pe omul din Gadara, acesta avea puteri extraordinare, supraomenești, pentru că rupea lanțurile care era legat, zăbrelile și totul, și nici nu putea să locuiască cu ceilalți oameni în comunitate, ci dimpotrivă printre morminte și în loc pustiu. Și cum cel rău îi reproșa Mântuitorul Hristos că a venit înainte de vreme ca să-l chinuiască, i-a cerut și un favor. Dacă tot ne izgonești de aici, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Și Mântuitorul a îngăduit, turma de porci s-a aruncat în mare, s-a înnecat. Cei ce păzeau porci au vestit pe stăpânii lor, auzindu-se despre minunea aceasta, dubla minune, și a vindecării celui demonizat, dar și a îndrăcirii porcilor. Oamenii din Gadara au ieșit și doar unul îl ruga să rămână, pe când ceilalți, văzând ceea ce s-a petrecut, îl rugau pe Mântuitorul Hristos să plece din ținutul lor. Pericopa evanghelică nu este așa de lungă, dar este extrem de bogată și de complexă în același timp. Bogată pentru că, pe de-o parte, noi știm că Dumnezeu l-a făcut bun pe om și iată, de data aceasta îl vedem în stăpânirea celui rău. Deci îngăduie Dumnezeu lucrul acesta. O să ne punem întrebarea întotdeauna, de fapt, noi, mai ales în fața încercărilor vieții, îl întrebăm pe Dumnezeu de ce. Când lucrurile merg normal, firesc, avem sentimentul că e obligația lui Dumnezeu să le rânduie. Noi că avem niște privilegii, suntem privilegiați și așa trebuie să fie. Doar când avem probleme, când avem încercări, atunci îl întrebăm pe Dumnezeu, de ce, Doamne? Vedeți, este teribil lucrul acesta. Și iată, poate ne întrebăm și aici, de ce
a îngăduit Dumnezeu ca omul acesta să fie stăpânit de cel rău din tinerețele lui și cel rău să se cuibărească nu doar unul, ci legiuni foarte mulți în sufletul lui. Noi știm că omul este chipul lui Dumnezeu și lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, că omul este liber totuși să se manifeste într-o permanentă tendință spre asemănarea cu Dumnezeu sau dimpotrivă să-L ignore pe Dumnezeu. Omul fiind iubit de Dumnezeu și fiind chipul lui Dumnezeu care poartă această matrice, această amprentă a iubirii sale, este liber pentru că iubirea dă libertate totală. Dumnezeu, de vreme ce ne iubește, ne cheamă, ne așteaptă, suferă dacă noi primim iubirea, dar nu ne obligă. Și atunci omul este chemat să stea permanent în comune de iubire cu Dumnezeu, dovedită prin comune de iubire cu semenii. Dar omul poate să întoarcă spatele lui Dumnezeu, adică să nu stea cu fața la Dumnezeu. Vedeți, de-ar fi să învățăm doar din acest aspect ce minunat ar fi. Noi nu ne simțim bine când ne vorbim unul altuia uitându-ne în direcții opuse, ci doar când ne sorbim fața și ne împărtășim și de chipul celui din fața noastră. Atunci omul se simte împlinit, bine, pentru că noi suntem creați pentru a fi dialogali, pentru a fi într-o permanentă comuniune, nu doar de, cum spun eu, de circumstanță, ci o permanentă comuniune până și de privire, de hrănire cu chipul celuilalt. Pe de o parte, fiindcă admirăm frumusețea creației lui Dumnezeu, pe de altă parte, pentru că ne asigurăm că existăm noi și îl asigurăm pe celălalt că există prin acest dialog permanent care îl purtăm. Dar, amite, cum să ne simțim bine când stăm de vorbă cu Dumnezeu? Mai că Dumnezeu nu ne obligă. El ne invită permanent, ne așteaptă, ne ajută, dar nu ne obligă. Și atunci, normal, când omul rupe legătura de comuniune cu Dumnezeu, când își întoarce fața lui Dumnezeu, stă cu fața întoarsă spre altcineva. Și atunci, cel rău, numai decât, nu, cum spun eu, observând această ruptură între om și Dumnezeu, profită. Și creează el o punte de legătură între el și om. Și așa se întâmplă că uneori, știu eu, și noi poate suntem cei care, când nu stăm de vorbă cu Dumnezeu, avem sentimentul că suntem liberi. Dar este o naivitate. Omul nu e niciodată liber. Când nu stă legat de Dumnezeu, îl leagă altcineva. Și asta este, de fapt, cum spune, vedeți, legătura pe care omul o simte sau nu o simte când el intră în conflict cu unul cu altul. De ce? Pentru că el nu poate să trăiască de unul singur. Nu se este nimeni lui își măsură și nimeni nu se împlinește în singurătate decât vocația, dar e cu totul altceva. Noi avem sentimentul că monahii, călugării, pusnicii sunt singuri, dar ei atunci dimpotrivă, ei sunt în comunie de iubire cu întregul, cu universul, cu Dumnezeu. Odată în sensul acesta, nu, trebuie să înțelegem cum e posibil ca uneori Dumnezeu să îngăduie ca cel rău să se cuibărească în sufletele noastre. Este dovadă că atunci când noi, de altfel părinții filocale, spun foarte clar că omul nu zidește, cu siguranță dărâmă. Noi nu putem spune că am postit un post și după aceea următoarele suntem liberi să nu mai postim. Nu, pentru că este o permanentă luptă cu noi înșine să ne biruim pe noi și să ne lăsăm cât mai mult stăpâniți de Dumnezeu. Asta e postul în ultimă instanță. Și atunci când noi nu zidim, nu putem spune că noi conservăm, ci dărâmăm. Cine nu zidește, cu siguranță dărâmă, spun părinții filocale și ai patericului. Ori iată, în sensul acesta, când noi nu ne zidim și ne apropiem și ne îndreptăm spre Dumnezeu, celălalt profită și el ne acaparează. Și așa ne explicăm de ce e posibil ca uneori omul să fie în stăpânirea celui rău. Ori iată, omul acesta ne dezvăluie și altceva. Că atunci când omul intră în stăpânirea celui rău, el are puteri nebăruite. De altfel, nu cred că e ceva care scapă vreunuia dintre noi astăzi când fie noi formulăm sau așteptăm sau acceptăm acea formulare
puterea corupe. Adică când omul, având putere, nu conștientizează că o primește de la Dumnezeu, ci are sentimentul că el este puternic, de fapt îi dă cel rău sentimentul acesta. Pentru că omul are putere. Dar așa cum, vă dați seama ce însemna odinioară, un document domnesc. Când Ioș Ștefan cel Mare, domn al țării Moldovei, din mila lui Dumnezeu. Adică asta este mare deosebire între o republică, spre exemplu, și o, monarhie constituțională, zic așa, sau monarhie. Adică în care un rege și un președinte. Regele, dacă e adevăr, un rege autentic, are întotdeauna conștiința că el este din mila lui Dumnezeu acolo. Nu că el ar avea cine știe ce merite. Și atunci, normal, un astfel, nu fac apologia nimănui, dar explic care este diferența. Nu? Și atunci, gândiți-vă, un rege, un domnitor, întotdeauna are această conștiință că el este ceva și cineva, dar datorită milostivirii lui Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu, dar din mila lui Dumnezeu, spuneau odinioară voievozii, domnitorii noștri. Și astea sunt documentele toate. Ori un președinte, în virtutea unei hotărâri a oamenilor, el primește împotrivă și are sentimentul că el este atot puternic. Pe când autenticul domnitor, rege, împărat, nu, conducător, are totdeauna conștiința micimii sale și a faptului că pentru un timp, datorită miile lui Dumnezeu, el are puteri sporite. Ori iată diavolul ne dă nouă uneori sentimentul când ajungem la putere sau ne dă uneori puteri sporite, dar dacă noi nu conștientizăm că acele puteri, dacă nu sunt izvorite la Dumnezeu, sunt de la cel rău, atunci e teribil. Manifestarea omului când nu conștientizează acest lucru e groasnică. Să-l vezi pe om care are putere, a ajuns într-o funcție, șef de echipă la măturătorii străzii. Și dacă el conștientizează că nu el s-a schimbat până ieri, fiind și el măturător, și a ajuns acum șef, nu s-a schimbat cu nimic, n-a primit în plus nimic, ci doar a primit o însărcinare, o putere pe care să o folosească în binele celorlalți. Și el o folosește doar în binele lui, atunci e draconică. E așa cum este Evanghelia de astăzi, că cel rău, cuibărindu-se în sufletul acestui om, fiindcă el nu mai rupsese legătura cu Dumnezeu, atunci i-a dat sentimentul întotdeauna că el este, că așa atunci i-a dat putere. Vă amintiți un pusnic, 60 de ani a stat în scorburile pământului și după 60 de ani, nefiind el destul de smerit, ci având această dorință, înclinare spre a avea sentimentul că el e mai ceva decât ceilalți, se compara cu ceilalți. Pentru că, vedeți, noi când ne comparăm cu ceilalți, uneori avem sentimentul că suntem mai buni. Dar noi nu așa suntem chemați. Noi nu suntem chemați să ne comparăm cu ceilalți, fiindcă nu trebuie să ajungem asemeni celorlalți. Ci noi suntem chemați să ne comparăm cu Dumnezeu. Raportul nostru, când nu este, când eu, făcând un lucru, nu mă întreb, oare e plăcut lui Dumnezeu? Oare e din voia lui Dumnezeu? Oare e pe placul celorlalți care și ei se raportează la Dumnezeu? Atunci, dacă eu nu fac acest lucru, am sentimentul că eu sunt cel mai mare. Am sentimentul că eu am privilegii. Am sentimentul că eu sunt singurul om drept. Ceilalți sunt niște nenorociți, niște neîmpliniți. Nu? Și atunci, automat, omul se deosebește în raportarea lui când el își asumă și când își însușește puterea, puterea corupe. Dar când are conștiința omul că vine de la Dumnezeu, n-are cum să vină de la diavolul. Fiindcă atunci când n-are conștiința că vine de la Dumnezeu, diavolul îi dă sentimentul că el este cel mai mare, cel mai frumos, cel mai tare, cel mai puternic, cel mai dintre cei mai. Și atunci, iată, în sensul acesta, noi trebuie să înțelegem că acest om, demonizat fiind în ținută gadare, avea putere extraordinare, încât Evanghelul ne spune, deși era uneori pus în lanțul și în obez, rupea totul și el nu putea să stea în comuniune. Și asta este teribil. Adică dacă noi am fi capabili să nu uităm anumite aspecte, amănunte, care sunt legate de raportul nostru cu Dumnezeu, ar fi grozav. Adică nu ar trebui să fac cine știe ce universități sau cine știe ce studii. Ne-am dat seama imediat cine suntem și cum suntem. De ce?
Pentru că atunci când noi avem sentimentul că suntem cineva și folosim puterea, aducând lacrimi pe obrazul cuiva sau având sentimentul că noi nu mai avem ce face cu prostimea asta, noi suntem altceva, ne retragem din comunie cu, de iubire cu ceilalți, atunci suntem în slujba celui rău. Uneori așa era omul de aici. În momentul în care el avea această putere extraordinară, rupea obezi, rupea, nu vrea să mai asculte de nimeni, el era cel mai tare, dar nu putea să-i suporte pe ceilalți și se retrăgea între morminte. De aceea, în momentul în care a venit Mântuitorul Hristos, l-a implorat, dar apropiindu-se Hristos de el și certând Duhul, deodată vedeți ce înseamnă să fii capabil să înțelegi, să discerni că duhurile rele îl recunosc pe Dumnezeu, cred în Dumnezeu. De aceea ne imaginăm uneori, sunt între noi oameni care nu cred în Dumnezeu. Dar seama, dacă am fi capabil să înțelegem că necuratul în acest aspect este mai bun în fața lui Dumnezeu decât noi, ar fi grozav. El este rău, în răutatea lui va fi pedepsit, dar el este mai bun decât noi uneori. De ce? Pentru că el îl recunoaște pe Dumnezeu. Ba și recunoaște și propriul statut. Oare aceasta i-a spus și diavolul Mântuitorul Hristos? De ce ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești, Hristoase? De ce ai venit, Iisuse? Pentru că el știa, există o vreme când voi fi chinuit, dar la sfârșitul veacurilor. De ce ai venit mai înainte de vreme? Vedeți ce înseamnă? Care e deosebirea uneori? Pentru că, vedeți, noi de regulă dăm vina pe cel rău. Spunem că cel rău m-a ispitit și am făcut, dar iată, diavolul nu te ispitește ca să nu-l recunoști pe Dumnezeu. N-are cum să te ispitească, fiindcă el îl recunoaște. Ba, vedeți ce înseamnă să poți să mergi pe firul descrierii lui evanghelistului Luca a evenimentului petrecut în Gadara. Că după ce a recunoscut că este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că va fi pedepsit, după aceea și-a declinat, dezvăluit numele, nu era unul, era legiune, era o mulțime de diavol care îi stăpâneau pe omul acela. De așa putere era așa de mare. Și atunci, ca să vă dați seama, ca să nu părăsească trupul, corpul omului, fără să mai facă un rău, măcar ultimul, i-a cerut lui Hristos un favor. Și anume, dă nevoie să mergem în turma aceea de porci. Și Hristos i-a spus, mergeți. Și turma, intrând în porci, turma s-a aruncat în mare și s-a înnecat. Ce vrea să spună lucrul acesta? Vedeți? Cel rău, deși recunoaște pe Dumnezeu, deși știe poziția lui, totuși nu se limpezește și nu vrea să se întoarcă. Vrea să facă și un ultim rău. Și ăsta e omul uneori. Nu? Dacă n-ar face ultima tot un rău, se spune că odată la Mântuitorul Hristos, nu, apare un întunecat și îl întreabă, cum e posibil? Ce fel de dreptate ai tu? Că oamenii, iată, și venea el cu forme de păcătuire ale omului, iată ce fac oamenii, iată cum se ceartă, iau cum se bat, cum se îmbată, cum se... și așa mai departe. Și venind, îi reproșa Mântuitorul Hristos, cum e posibil că ăștia, făcând atâtea păcate, tu să ierți și eu am făcut și eu dat un păcat și nu mă ierți? Și Mântuitorul Hristos, în același duh al blândeții și al bunătății, spune, da... Dar omul, de fiecare dată când greșește, își cere iertare. Tu de ce nu-ți cere iertare? Ca să își ceară iertare, diavolul nu trebuia să facă decât atât numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Adică să recunoască treimea și să spună ei. Și când a auzit vorba aceasta Mântuitorului, tu le ofere la ton fere, tu lești, oferește-o, că-i lată vere. Adică n-a mai stat pe gânduri, a plecat. Uiată în sensul acesta, diavolul și în ultima lui manifestare a vrut tot un rău să facă. De aceea uneori ne gândim la noi, Doamne, nu când facem rău, de a-mi fi capabil să ne dăm seama cine suntem și ce suntem, ar fi teribil, nu? Dar noi, cel rău ne întunecă mintea și ne dă sentimentul că noi avem dreptate. Ori în măsura în care noi reușim ca să înțelegem toate aceste descrieri și descoperiri ale Mântuitorului Hristos, cu siguranță vom fi precum cel vindecat, care îl implora pe Hristos, Doamne, rămâi la mine sau ia-mă cu tine. Și Mântuitorul Hristos îi spune, nu, mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Adică suntem noi capabili într-un fel să urmăm exemplul acestuia? Atunci când Dumnezeu ne face un bine, noi să fim stăpâniți de dorința de a face cunoscut tuturor bine pe care l-a făcut Dumnezeu sau dimpotrivă. Uriată în acest sens, noi trebuie să înțelegem ce minunat ar fi dacă am învățat întotdeauna
cele pe care le auzim, le descoperim, le reauzim sau rememorăm sau reîmprospătăm la Sfânta Biserică, să nu uităm niciodată că ele trebuie puse în practică. Vedeți, oameni din Gadara, cei care au avut turma de porci și ceilalți care au venit și au văzut minunea, îl rugau pe Hristos să plece din ținutul lor, iar cel vindecat îl implora să rămână sau să le ia cu el. De ce? Pentru că ceilalți, pe de-o parte, se temeau ca nu cumva prezența lui aici să facă și alte mari pagube să le aducă lor, fiindcă ei, de fapt, erau călcători de lege. N-aveau voie acolo, în zona aceea, porcul este animal necurat. De ce? Pentru că se strică foarte ușor carnea de porc. Se vine de boaie, de capră, de cămilă. Aia se usucă repede, asta se prinde viermi repede. Și atunci, oamenii l-au rugat, pleacă de la noi, ieși de la noi. Celălalt, Doamne, rămâi cu mine. Și Mântuitorul spune, du-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Să putem învăța din toate lucrurile acestea. E bine, ce vreau să spun este următorul lucru. N-ar fi greu de învățat. N-ar fi greu de surprins și de, cum spun eu, de pus în practică. E greu, de ce e greu pentru noi? Fiindcă, vedeți, noi va trebui să înțelegem că suntem ispitiți întotdeauna să dăm vina pe cineva, de la Eva. Deci Eva este, cum spun eu, punctul de pornire al declinului responsabilității noastre față de Dumnezeu și al apropiirii de El. Fiindcă Adam întâi și apoi Eva au fost cei care și-au declinat această responsabilitate. Adică, într-un fel, s-au derobat, s-au dezbrăcat de orice responsabilitate pentru fapta lor. Și noi suntem ispitiți în viața aceasta, foarte ușor ispitiți, că atunci când greșim, facem câte ceva, să nu ne asumăm responsabilitatea faptelor noastre. Să poți să, cum spun eu, să întâlnești un om în viață care să spună, bă, ți-am spus, dar asta nu trebuie să crezi. Ăla nu-și asumă responsabilitatea vorbei Duhului lui. Este teribil, dureros, este cum spun eu, inimaginabil. Să întâlnești astfel de oameni care să spună una și să nu-și țină cuvântul. Asta e, de fapt, marea criză în care noi trăim. Nu-i criza nici de alimente, nici de bani, nici de nimic, ci este criza neîncrederii noastre în noi. Pentru că noi nu mai credem în Dumnezeu. Și atunci e normal. Când nu mai credem în Dumnezeu, nu credem nici noi în noi înșine și de aceea suntem și capabili să spunem, bă, nu crede ce ți-am spus. Adică nici eu nu cred în ceea ce spun, de aceea mă schimb de la o clipă la alta. Vă puteți imagina și ne putem imagina ce înseamnă o lume ca asta? E o lume a mizerii, mizerabilă. De ce? Pentru că n-ai reper. Ce reper să ai când omul este schimbător de la o clipă la cealaltă? Ori, reperul nostru este steaua cea de sus, Hristos, soarele dreptății. Și noi trebuie totdeauna să ne luminăm și să ajungem asemenea lui, să împrăștiem căldură și bunătate și iubire în jurul nostru. Ori când îi spui unea, bă, să nu crezi ce ți-am spus, este o deznădejde, este o decepție totală. Nu există o decepție mai mare decât să ai un astfel de prieten, un astfel de om lângă tine. Ăla nu e om. Ăla n-a înțeles nimic din ceea ce înseamnă omul și umanismul. Nu poți, când ai spus, românul nostru de aceea a trecut prin istorie și el, săracul, prin vicisitudine istorie, că vorba a fost viață, nu? Ce ar fi fost la Constantin Brâncoveanu? Să se întreba, dar putem spune că ne lepădăm de Hristos și ne închinăm lui Allah și lui Mahomet. Dar a spus nici vorbă. Nu? Am pierdut totul, fiule, să nu ne pierdem și sufletele. Pe unii ți iese cuvântul, ți iese sufletul. Dar noi nu mai conștientizăm, nu mai credem acest lucru. Și atunci noi suntem duplicitari, triplicitari, câte nu suntem, fel și chip. Și asta e lumea, și asta e criza în care noi trăim. Ca să putem scăpa de această criză, noi trebuie să înțelegem că această criză, vedeți, aceasta este esența crizei. Că noi nu mai credem în ceea ce spunem. Nu, s-a devalorizat cuvântul, pentru că, cum vă spuneam într-o duminică trecută, cuvântul nu mai este viață. Cuvântul pentru noi, unde vom duce de la tine, Doamne, că tu ai cuvintele vieții, spun apostolii Mântuitorului Hristos. Iar Mântuitorul îi spune lui Dumnezeu, Doamne, nu, aceasta este viața cea veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevărat Dumnezeu. Cunoașterea pentru noi este viață și viața este cuvânt și cuvântul este viață și este cunoaștere. Când ai spus un cuvânt,
Trebuie să pătrunzi în taina lui și să-l înțelegi, să-l folosești cum trebuie. Că dacă tu nu-l folosești cum trebuie, cum spune Mântuitorul, este ziditor, ca un bob de greu care aduce rod, înseamnă că se usucă și tu nu vei avea niciodată rod și nu vei avea niciodată răsplată de la cel de sus. Dar noi suntem unde suntem și trăim într-o lume în care trăim și avem sentimentul între noi că așa e minunat. Nu, dar e minunat pentru unii, de aceea e minunat pentru unii și e dureros pentru alții. Noi, Dumnezeu nu ne-a făcut împărțiți în fericiți și nefericiți, în bogați și săraci, în savanți și analfabeți, în buni și nebuni. Nu, noi ne folosim cum se cuvine darurile lui Dumnezeu, am ajuns unde suntem. Uriată, asta e de fapt chemarea noastră. Și asta este misiunea noastră a bisericii. Biserica cea vie ar trebui să fie cea care să poată să curețe din rădăcini, să scoată neghina. Și ca să scoată neghina, ar trebui sancționată orice abatere de maniera aceasta. Dar noi ne-am complăcut și ne complacem. În sensul în care, dacă nu mă privește pe mine, nu mă privește. Nu mă atinge pe mine cuvântul ăsta că prietenul meu este duplicitar, triplicitar și nu mă privește. Treaba lui cu alții. Eu cu mine îl știu și cu mine nu se poartă așa. Dar seama, asta e marea noastră dramă. O dramă care cine știe cum va fi eradicată de Dumnezeu. Nu știu. Dar cu siguranță va fi. Și atunci, iată, noi trebuie să înțelegem că datorită acestei libertăți pe care o avem și acestui dar extraordinar, noi putem face orice, dar noi suntem chemați să facem ceea ce e ziditor de fiecare dat. Ori diavolul, știți, este teribil. De ce? Pentru că el n-are nicio putere asupra noastră. Nu că Dumnezeu n-ar avea putere, ci are toată puterea, dar el, iubind, nu-și folosește puterea decât în a ne atrage și a ne invita permanent și a ne așeza permanent pe o cale bună ca să ajungem, să atingem, cum spun eu, întâlnirea cu El. El ne vrea pe toți. Asta spune Mântuitorul Hristos, dar ne spune Apostolul Pavel, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască, să vină la cunoștința adevărului. Nu, a fost în istorie un om creștin care a murit în 254 după Hristos, și anume Origen, care a și spus și de asta a fost condamnat, că nu se poate, Dumnezeu este iubire și nu se poate să pedepsească nimeni. Pe toți îi va mântui, printr-un foc curățitor, apocatastasis, este ideea pe care el a slobozit-o, dar îi va mântui pe toți. Uriată, în sensul acesta, noi trebuie să înțelegem, nu în sensul ăsta de a mântui pe toți, dar Dumnezeu ne așteaptă și ne vrea pe toți. El, iubindu-ne și dându-ne libertate, ne lasă pe unul. De aceea se nasc în istorie monștri, de aceea se nasc oameni care nu fac decât răul, de aceea și au sentimentul că fac bine. Dar în clipa în care binele tău aduce lacrimă pe obrazul cuiva, mai bine nu-l faci. De aceea se și spune, mai bine este să scape 10-9 tâlhari decât să ucid pe unul nevinovat. Vă dați seama, lumea asta a învățat și a așezat în sentințe clare realitățile pe care le putem întâlni în lumea aceasta. De ce? Pentru că oamenii ăștia sunt și noi ăștia suntem. N-avem puterea să discernem și să ne dăm seama, să vedem dintr-un început. De ce? Fiindcă se întunecă mintea noastră. Așa cum, vedeți, diavolul nu știe nimic despre noi, nu poate nimic asupra noastră. Dar el știe un lucru, că noi suntem legați de Dumnezeu prin rugăciune, în primul rând. Și numai prin rugăciune, prin atitudinea noastră, prin viața noastră, prin dorința noastră. Când suntem legați de Dumnezeu, este ca și cum deasupra capul nostru ar arde un bec. De ce? Că suntem legați de Dumnezeu și această putere, această energie care, mă rog, acum eu umim cum vrem noi, dar acest dar al lui Dumnezeu care stă și deasupra noastră și care noi ne împărtășim din el și îi mulțumim lui Dumnezeu, pentru că asta este, de fapt, energia, cum spunem noi, dar e un dar al Dumnezeu care vine și noi ne luminează și ne împărtășim și îi mulțumim lui Dumnezeu și suntem în legătură cu Dumnezeu și este văzut ca un foc. Aceasta poate să vadă diavolul. El vede că deasupra noastră este această lumină care ne leagă de Dumnezeu. Și când el vede că nu există această legătură noastră cu Dumnezeu, lumină, el nu face altceva decât ne bagă el în priză într-un fel. Adică ne preia el ușor și ne dă sentimentul că, vă spuneam de ăla de 60 de ani în pustiu, care stând acolo și nefiind el destul de clar cu el însuși și având sentimentul că e mai bun decât ceilalți, dă seama, el a început după aceea să se încreadă în el.
Și diavolul, surprinzând acest lucru, se stinge lumina și becul deasupra capului, a început să-i aprinde el lumina câte un pic. Și a spus, iată, tu ești un om extraordinar, nu mai există un altul ca tine. Tu ești cel mai bun. Și uite, Dumnezeu m-a trimis la tine pentru bunătatea ta, ca să îți descoperi tot ceea ce există în lumea aceasta. Și a început să-i descopere. Mâine o să fie tunet. Și a fost tunet. Ploaie, ninge, și-a nins. Cutremur și-a cutremurat. Soare și-a fost soare. Și după ce l-a convins pe el că, de fapt, pentru bunătate, pentru darul lui se descoperă lui acestea, diavolul i-a aruncat o pastilă, o travă. Și a spus, ai grijă. Mâine vine cineva, diavolul, de fapt, în chipul tatălui tău, vine și vrea să-ți ia viața. Ai grijă să nu cumva să te lași ispitit de el, ci cum a venit, tu pomnește-l. Venea bătrânul tată la el, încă trăia, era vremea în care erau totul patriarhal. Și zice, când a văzut că i s-a împlinit, el acum convins fiind, că Dumnezeu îi descoperă tot ceea ce avea să fie, pentru vrednicia lui și pentru virtuțile lui, atunci el când a văzut pe bătrânul că vine, imediat l-a pocnit și l-a ucis. Dar și-a adus aminte că dacă e tatăl lui, pe corp avea un semn distinctiv care îl particulariza într-un fel. Și-a adus aminte și-a căutat acolo și-a văzut că de fapt era tatăl lui. Și atunci și-a pus și el capăt zilelor. Adică, vedeți ce înseamnă cel rău? Adică el nu știe ce putem noi, ce suntem noi, decât doar că vede că nu mai suntem legați de Dumnezeu. El nu poate să ne oblige pe noi, dar noi dacă îi deschidem poarta și ne îngăduim și nu stăm de vorbă cu el, el ne dă sentimentul acestei puteri care rupem orice, dar nu rupem ca să dezrobim, ci rupem ca să putem să-i robim pe alții, nu știu, să-i facem robii noștri. Vă dați seama, un Hristos autentic, Hristosul nostru, Dumnezeu Iisus Hristos, n-a făcut altceva decât ne-a liberat să fim liberi. Ori când vezi pe cineva că în numele lui Hristos te robește, te umilește, te disprețuiește, e de compătimit. N-a înțeles nimic din Hristos. Hristos, Domnul, vă dați seama, el n-a acceptat nici măcar să fie numit bun. Și el s-a rugat până și pentru răstignitori. Cum ar putea el să răstignească pe cineva? Cum ar putea să disprețuiască pe cineva? Să umilească pe cineva? Ori asta e drama noastră. Atunci când ne lăsăm ispitiți și avem sentimentul că, de fapt, puterea e de la noi și noi suntem puternici. N-avem o clipă conștiința că dacă am ajuns șef de echipă la măturători, mi s-a dat o putere, dar nu e a mea. Nu eu sunt izvorul puterii, ci Dumnezeu. Să poți să înțelegi că asta l-a făcut pe cel mai mare ateu al secolului 20, nu? Anthony Flew, să spună, există Dumnezeu. Faptul că a surprins în fascicul de ADN o raționalitate și o putere de neimaginat pentru mintea clară și sănătoasă a omului. Mintea omului de ar fi și omul să facă ceea ce face un fascicul de ADN, adică acele legături și cu fabrică de enzime, de nu știu ce, să facă așa ceva, i-ar trebui 100 de ani și un milion de calculatoare ca să poată să le așeze, să facă fel și fel de programe, ca să răspundă cu aceeași frecvență. Și atunci zice, atâta rațiune și la putere aici, încât nu e aici sediul, ci în altă parte, ăla e Dumnezeu. Ori iată, asta e omul când are o putere. Când măturătorul de stradă are sentimentul că el este cineva puternic și îi disprețuiește pe lucrători, e vai de capul lui. Dar când el conștientizează că a primit puterea pentru un timp, ca să poată să facă mai curată stradă, îi ajută pe fiecare, îi sfătuiește mai clar și dacă vede că unul greșește, se pogoară, se oprește asupra lui și spune, uite frate, aici dă cu mătura așa, nu mai da așa, și mai departe. Vă dați seama, cam așa stă lucrurile. Și de aici, eu iau cel mai simplu, să fiu iertat de frații mei care mătură străzile și să le măture cum trebuie, să fac curat pentru că primesc un ban pentru asta. Dar să nu cumva să creadă că am un dispreț, ferească-mă Dumnezeu. Dar este cel mai evident mod de lucru pe care nimeni nu poate spune că nu știu ce înseamnă aia. Pentru că îl vezi tot timpul. Dar de la ăla și până la șeful statului, toți, inclusiv în domeniul nostru și numai, orice, asta înseamnă să ajungi să fii, știu eu, primar la primărie, să fii șef de echipă undeva, să fii prefect, să fii președinte, să fii orice. Toate acestea, când n-ai această conștiință, că, de fapt, ai o putere ca să faci binele, nu ca să-ți împlinești poftele tale, atunci ai încurcat lucrurile. Și atunci aduci multă suferință în jurul tău și dispreț și aduci lacrimi pe obrazul multora.
Ori vedeți, aceasta e ușor de înțeles. Și formele, cum spun eu, de manifestare ale celui rău în comportamentul nostru sunt diferite. Sfântul Ioan Casian, care are convorbirile duhovnicești cu 800 de pagini traduse în limba română astăzi, ne spune printre multe altele, fiindcă Sfântul Ioan Casian, plecat de la Constantinopol, plecat întâi toate la Constantinopol să-l apere pe Sfântul Ioan Gură de Aur, trimis probabil de Teotim, întâi Sfânt Teotim, un episcop al Tomisului, și mai apoi plecat la Roma ca să-l apere, să mijlocească pe lângă Inocențiu întâi, să mijlocească lângă puterea temporală ca să-l aducă pe Sfântul Ioan, care fusese izgonit din scaunul de patriarh de Constantinopol. El a ajuns la Betleem, la Ierusalim și la Betleem, unde l-a întâlnit pe fericitul Ieronim, care traducea Sfânta Scriptură din ebraică sau din greacă în limba latină, vulgata, și acolo l-a întâlnit pe Abba Pinufie, care era un părinte din pustiul Egiptului și care plecase, fugise din pustiu, fiindcă era evlavia celor care îi păstorea era mult prea mare și ca nu cumva el să se încreadă în el și să smintească prin trufia lui, a plecat de acolo și a ajuns un om de grădină la Betleem. Și când au venit egiptenii în pelerinaj la Ierusalim, trecând pe la Betleem, văzându-l în grădină, s-au dus la stale și a spus: cum puneți un sfânt la muncă în grădină? Ce sfânt? Păi ăla e un sfânt acolo. Ce sfânt? E un călugăr. Zice: nu, ăsta este Abba Pinufie. Este unul dintre cei mai profunzi și autentici trăitori ai creștinismului de la noi, din pustiul scitic. Și ăla s-a cutremurat când a văzut și a auzit așa ceva și l-a chemat. Și în cele din urmă a trebuit să recunoască. Și recunoscându-și statutul, Abba Pinufie n-a făcut altceva decât a fost implorat și de egipteni, dar și de Sfântul Ioan Casian, care era de acum împrietenit cu el, să meargă să-și păstorească credincioșii acolo și copiii de suflet. Și Pinufie a spus: merg, dar merge și voi cu mine. Și a luat astfel, a fost Ioan Casian și cu German, au ajuns în pustiul scitic și unde au stat, vă dați seama, câțiva ani. Și în cei câțiva ani, Sfântul Ioan Casian a fost atât de pătruns și de impresionat de modul de viață încât a scris acele convorbiri duhovnicești. Ei bine, de ce v-am spus lucrurile acestea? Fiindcă în convorbirile duhovnicești se spun foarte clar, surprinde Sfântul Ioan Casian, că omul este ispitit de cel rău. Și nu vin ispite grozave, foarte fierave, foarte mărunte, nevinovate. Și spune, prima dată, există partea cea mai de jos a celui rău, este cel care îl face pe om să spună o vorbă fără de sens. Când ai spus o vorbă fără de sens, nu mai vorbim de lucruri care le obișnuiește, unul drăcuiește, altul înjură, altul nu știu ce mai face și mai departe. Dar zice o vorbă fără sens. Să spui așa, știu cum, avem noi și ticurile astea care și ele într-un fel, dacă nu le controlăm și ele pot să ne ducă spre așa ceva. Care va să zică? Care va să zică? Deci. Și așa mai departe. Sunt cuvinte care nu zidesc. Ori aceste cuvinte rostite fără de sens atrag după sine alte cuvinte sau forme sau fraze care nu sunt ziditoare. Ca până la urmă, din aceste obișnuințe pe care omul nu le mai simte că nu sunt conforme, că nu mai sunt bune, aduce la oarecare, știu eu, cum spun eu, învârtoșarea inimii și întunecarea minții, că omul nu mai își dă seama, le folosește așa că s-a obișnuit, dintr-o obișnuință. Și atunci dă din ce în ce mai mult, mai mult. Știți că era un creștin pe care dracu vrea să-l facă să ucidă. Și a spus: în veci nu voi ucide. Dar măcar să-mi fur ceva, că te ajut eu și nu știu, niciodată nu voi fura nimic. Atunci zice: uite, să fac cinste cu un pahar de țuică. Și omul s-a învoit, un pahar de țuică, după aia a mai dat unul și încă unul, până l-a îmbătat. Și după ce l-a îmbătat, mergea pe două căi și nu știa, a avut sentimentul că a ajuns acasă, a intrat acolo, când a intrat peste cineva într-o altă casă. Și când a văzut că e în altă casă, a vrut să ia ceva și să fugă. S-a trezit omul și când s-a dus la el, ăsta a pus mâna pe cea, i-a tras una în cap și l-a ucis. Și deodată n-a vrut să ucidă, n-a vrut să fure, dar cu paharul de țuică l-a făcut praf.
Asta este, adică asta este cel rău. Te ia câte puțin, câte puțin, te face să ai sentimentul că dai mare lucru, că am zis și eu, du-te dracului sau nu știu ce, nicio problemă. Ferească, duc să pe pustiu. Nu? Vă dați seama, de aici și încep așa și de aici trec mai departe și îl fac ce pe om să se învârtoșeze în inima lui și să-i se întunece mintea încât să aibă sentimentul. Că și când face rău e un bine. Pentru el e un bine, probabil, dar e un bine efemer. Pentru că binele, dacă nu-i făcut bine, nu-i bine, spun părinții. Nu? Dacă nu faci binele bine, ăla nu-i bine. Un bine trebuie să fie făcut bine în sensul în care să aibă un scop de a ajuta pe cineva, să fie izvorât dintr-o noblețe, dintr-o dorință și mai departe. Dacă faci așa de conjunctură, ăla nu-i bine. Și atunci, iată, în sensul acesta trebuie să înțelegem că cel rău nu-i cine știe ce mare, gata el. Vă dați seama, mai cei mari lucruri, am zis și eu ceva despre unul, nu? Gândiți-vă, există în lumea noastră azi un fel de mentalitate, un fel de apucături. Nu, să bârfim pe toți, pe toți. Bârfești pe cine știi și nu știi și bârfești pe ăla, bârfești pe ăla. Auzi tot timpul, te duci într-un anturaj și imediat începi să vorbească despre altul. Nu. Una este să vorbești despre altul. La un preot s-a dus o femeie și se spovedea. Că uite, bărbatul meu face așa, face așa, face așa, face așa, face așa, face așa. Și preotul a ascultat-o și la urmă îi spune, ei, pentru bărbat tot să faci acum 100 de metani în fiecare zi și să zici de cutare rugăciune, cutare. Păi stai, părinte, dar eu... Da. Păi nu, pentru el. Fiindcă l-ai spovedit pe el, fă acum pentru el. Dacă când vine el să spovedească, atunci dacă te spovedi tine, îi dai eu lui, dar dacă se spovede pe el, îi vedea ce îi face. Nu, cam așa suntem noi și așa te faci. Adică când te întâlnești 2-3, ăla așa, ăla așa, ăla așa, bă, ăla așa, ăla așa, toată lumea e altcumva decât adică ca și cum de fapt noi suntem singuri care, vorba aia, noi suntem oameni serioși, nu suntem ca ceilalți. Și ce să vorbești despre toți? Și asta să știți că e un lucru care e un cancer generalizat. Să nu cumva să credem că atunci când se întâlnesc mari șefi de colo sau dincolo, ei vorbesc despre cele ziditoare sau ce ai mai citit. Nu, rar, sunt și situații astea, mai rar. Și atunci, în sensul acesta, vă dați seama ce înseamnă, noi nu mai ne-am obișnuit cu mizeria și nu mai simțim mirosul mizeriei. Și avem sentimentul că e normal, că e firesc, ai dat ce mare lucru, dar n-am zis decât atât. Atât, pentru că ăsta... După ce te-a prins cu un cuvânt, te preda altuia care spui o frază, după ce altuia care faci un gest, după ce altuia care te duce să bei, după aceea care te ucizi, să umori. Nu? Ce-i mare lucru bârfa. Spune odată, unul tot timpul era nemulțumit de tot ceea ce vedea în lume și un prieten al lui vreau să-l, tot se chinuia ca să-l dezveți de așa ceva. Dar el, ăsta care bârfea tot timpul, avea și el ceva talent și anume era un fel de florar, îngrijea grădinile, cum acum sunt acești designeri de grădini, de curs, de nu știu ce. Zice, când s-a dus o dată prietenul la el, i-a zis, bă, hai să-ți arăt ce frumoasă grădină am făcut. Și avea o grădină extraordinară. Dar cel prietenul îi spune, da, e frumos, dar uite, acolo este o piatră care nu stă cum trebuie, dincolo nu o frunză, nu știu, dincolo nu știu. Și în sfârșit, până când să-l enerveze pe ăsta și spune, băi, dar tu cât de frumos e aici, tu numai mizeriile astea le vezi? La care îi spune, bă, iartă-mă, eu de fapt nu fac altceva decât mă gândesc la tine, că tot așa faci și tu, știi? Adică când stăm de vorbă, totdeauna tu vezi decât mizerie, ăla e mizerabil, ăla e mizerabil, mizerabil. De fapt, dacă tu vezi numai mizerii, uite și eu găsesc la tine aici câte de minunată grădina asta, numai mizerie. Curăște suntem noi, noi nu mai realizăm lucrul acesta. Încât bârfa astăzi, noi ce conștientizăm că asta este de fapt, cum spun eu, când am început să bârfim, de fapt ne-am angajat să facem munca unui întunecat diavol. Dacă am avea conștiința aceasta, ne-am înspăimânta. Dar noi nu mai avem această conștiință că știți, noi, nu, nici vorba de așa ceva, nu, n-am avea această conștiință. Cum să spun eu, noi, după ce bârfim pe unul pe altul, după aceea, imediat, ne ducem aminte, ne dăm seama că, băi, de fapt, noi suntem cei mai buni, că dacă n-am fi noi cei mai buni, n-am cărtit pe niciodată pe nimeni, știți? N-am vorbit de rău pe nimeni. Și după ce bârfim, după aceea, dacă ar fi cumva unul să ne bârfească, Doamne, dar noi cărtim de nebunim, cum adică sumă pe mine? Dar eu sunt, cum? Adică, noi n-am învățat din ceea ce spune poporul, ceea ce nu-ți place, altfel ne face. Mântuitorul Hristos a spus foarte clar, ceea ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi lor asemenea. Dacă tu vrei să te umilească, jignească, jignește. Dacă nu, adică de ce tu crezi că nu te simți bine că nu te jignește și te umilește și te disprețuiește, iar altul ar trebui să simtă bine. Dacă nu, ești nemernic, ești rău,
Ești, n-am cuvânt ca să spun, ca tu să te trezești, să înțelegi cine ești. Tu te crezi că ești mare, dar nu, fii indiferent ce statură ai și ce poziție ai, ești la fel de întunecat, să știi. Dar nu conștientizezi, te-ai obișnuit cu mizeria și nu-ți dai seama că ești mizerabil. Uriată în sensul acesta, zice, nu, să cârtești tot timpul. Odată un negustor mergând și vânzându-și, cum spun eu, cu produsele într-o piață mare, a câștigat o sumă de bani și nu s-a mai întors cu celelalte care se dusese, dar a urcat pe car și dă-i drumul și a plecat. Și pe drum a prins o ploaie și a început să cârtească, Doamne, ce cu ploaia asta? Cum suntem noi una? De ce atâta căldură? De ce atâta ploaie? De ce atâta fric? Totdeauna oamenii cârtesc, indiferent, Dumnezeu nu le poate intra în voi. Deși dacă ar face Dumnezeu pe voia noastră, ar fi prăpăt pe pământul ăsta. Dar așa Dumnezeu așteaptă, tace și El rânduie ceea ce știe că ne este folositor. Și cârtind El așa, zice, trebuia să treacă într-un drum de întoarce spre casă printr-o pădure. Pe la jumătatea pădurii a apărut un tâlhar cu pușca și a zis, stai așa că te împușc. Asta imediat și-a dat seama că e mare pericol. Avea și o sumă de bani asupra lui. Uf, s-a stat, s-a gândit și s-a rugat, Doamne, iartă-mă. Da, era clipa de înaintea morții. Zice, a pus-o la pușca la ușă să tragă, n-a putut să tragă. N-a luat foc. De ce? Având pușca în spate, plouând foarte mult, a intrat pe țeava apa și s-a dus cum era atunci și a udat iarba și n-a mai luat foc. Și atunci era zice, Doamne, iartă-mă că am cărtit, ce bine că... Așa a dat pinte în calul și a fugit și a scăpat. Și atunci a zis, bă, aici a greșit. Este exact ca, vă amintesc când cineva a pierdut o vacă în pădure. Și zice, Doamne, dacă mi-arăți hoțul să-l prind eu acum, duminică am să vin la biserică și am să aprind 3 lumânări. Cum suntem noi de multe ori, știți? Do ut de, să-ți dau, Doamne, ca să-mi dai. Avem așa sentimentul că ăsta e Dumnezeu. Nu, Dumnezeu e cu totul. Dar în sfârșit să mă ierte, mă ierta și dumneavoastră și Dumnezeu să mă ierte, că sunt nemernic. Și atunci zice, și-a făcut cruce și a zis, Doamne, o să aprind 3 lumânări duminică. Și în clipa următoare a auzit dintr-un scorb, a văzut un urs care venea spre el. Și a început la fugă și spune, Doamne, 10 lumânări ți-a prind, duminică nu mai depărtează ursul ăsta de la mine. Adică când Dumnezeu i-a adus cine mâncase vaca, el a prindea 3 lumânări, dar după aceea ar fi aprins 10 numai să scape de asta. Ăștia suntem noi. Adică, dați seama, bârfitorul era nemulțumit că ploua. Dar după aceea când a văzut că ploaia l-a salvat și a salvat viața, nu știa cum să-i mulțumesc Dumnezeu. Deci ăștia suntem noi. Nu? După ce bârfim, după aceea suntem și cârtitori. Cârtim tot timpul. De ce? De ce? De ce? Uite din cauza asta. Și n-ar fi destul dacă, cum spun eu, ar fi... cum spun eu, atât numai. Dar noi suntem, cum spun eu, atât de răi uneori. Încât, cum sunt ochii pismașului, vedem și ceea ce nu există cu pisma, de fapt. Vedeți, e o altă modalitate în care noi ne regimentăm și devenim, pentru că cel rău nu poate să vină așa obligatoriu asupra noastră. Vă-s, încetul cu încetul ne prinde. Și dacă bârfim, noi am intrat în slujbă. Și dacă suntem cârtitori, am intrat. Și dacă invidiem, nu mai vorbim. De ce? Pentru că pismașul și invidiosul, nu? Zice că Ava Pimen era odată, cum spun eu, în așa fel, era, cum spun eu, agasat într-un fel de un ucenic care tot venea și îi spunea de ăla, de ăla, de ăla, de ăla, încât, zice, s-a rugat la Dumnezeu să-l facă să înțeleagă. Și într-o zi, pe când erau în mănăstire, un fratele acesta vine la el și spune, părinte, da, frate, hai acum cu mine să-ți arat ce se întâmplă, fratele la nostru, vezi ce face el acum. Și zice, ce faci? Și hai să-ți arată, vezi ce face fratele nostru. Și în sfârșit ies amândoi pe ușa mănăstirii și pe poarta mănăstirii și o iau într-o parte. Și în momentul în care ajung într-o parte, a văzut de departe că erau doi care se legănau așa. Și atunci Ava Pimen se roagă Dumnezeu să-l lumineze și zice, hai să mergem să vedem ce e acolo. Și când s-au apropiat ce erau acolo, erau doi snopi de spice așezați unul la altul și vântul cum bătea îi legă la când într-o parte, când în alta. Omul ăsta atât de invidios era încât avea sentimentul că acolo era un frate de-a lui, un călugăr care se îmbrățișa cu cineva. Până acolo merg oamenii.
Și asta este, cum spun eu, asta este forma de, răutate care noi, nefiind conștienți, că atunci când începi să invidiezi, de fapt, îți pierzi luciditatea și cel rău îți înflorește, cum spun eu, începi să ai imaginația mult prea bolnavă, bogată și bolnăvicioasă. Și încep să vezi ceea ce nici măcar nu există. Vă amintiți că pe un colț de stradă aștepta cineva și niște prieteni își dăduse întâlnire în aproape acolo de colțul ăla, la o bodegă. Și unul îi aștepta și ceilalți trei veneau pe rând. Și după ce s-au adunat acolo, fiecare a început să-și depene, știu eu, sufletul și să spună: Doamne, băi, am văzut pe cineva care stătea acolo, era atât de nervos că trebuia, era la o întâlnire, probabil că nu întârzia cine, cu cine trebuia să întâlnească. Spune unul celălalt: eu am văzut pe cineva care, doamne, era atât de pătruns de eveniment că aștepta să se întâlnească cu un iubit. Și altul spune: domnule, eu am văzut pe cineva care era atât de transfigurat și atât de supărat încât n-am văzut în viața mea un om supărat. Același persoană, fiecare văzuse altceva. Vă dați seama ce înseamnă? Asta este, de fapt, pisma sau invidia. Dar ca să vorbim de lăcomie, Doamne, să te ferească Dumnezeu, lăcomia e moarte. Noi nu conștientizăm. Una este să muncești, să ai, și alta este să muncești, să ai, dar să vrei și mai mult. Și să fii lacom, să nu conteze cine, să nu te interesezi de nimeni, să-ți însușești totul. Lăcomia e teribilă și ea, știți de unde începe, de la lăcomia pântecelui. Noi mâncăm mai mult decât trebuie, decât ne trebuie ca să viețuim. Și ăștia sunt eu și, mă rog, asta nu sunt, nu vă încadrați în asta. Eu mă încadrez singur. Nu, nemernic care mănânc mai mult decât trebuie. De asta uneori și nu m-am o reacă și trec peste 100. Și în momentul acesta, vă puteți imagina, de aici pornește, de fapt, neputința de a te stăpâne, degeaba ține o post. Că uitați, sunt ăsta, postul ăsta mic, nu pot să-l țin. Și atunci, lăcomia aceasta este moarte. De ce? Pe de-o parte, pentru că noi, cu cât mâncăm mai mult, cu atât ne apropiem mai mult de groapă, fiindcă ne îngroșăm și corpul, dar ne subțiem simțirile. Cu cât se mărește corpul, știți, și canalele astea și nervii și toate sunt mai mici și se strâng. Nu? Și inima e strânsă mai mult în cu cât de asta oamenii care sunt mai sensibili, așa mai slabi, am nimic cu cei care sunt ca mine grași, dar oricum nu suntem sănătoși, nici la minte, nici la trup. Și atunci, în sensul ăsta, lăcomia e moarte. Zice că odată trei oameni, trecând prin pădure, au găsit o comoară extraordinară. Și le era frică să iese din pădure ziua, ca să nu cumva să-i vadă cineva să-i urmărească. Și au zis: hai să stăm aici până la noapte și la noapte plecăm. Dar ea, la un moment dat, cum spun eu, le-a făcut foamea, le-a făcut gol în stomac și a zis: bă, hai să cumpărăm ceva, că până la noapte, până când am plecat noi, hai, la noapte nu avem de unde, hai unul să ducă în cetate și să cumpere ceva de mâncare. Și în sfârșit a zis: hai. Și în momentul în care au zis hai, a plecat și: bă, tu ești mai tânăr, du-te tu. Și s-a dus unul în cetate și ceilalți doi au rămas acolo așteptând ca să vină noaptea și să plece după aceea cu... Cei doi și-au făcut calcul: bă, ce rost are să mai împărțim noi comoara în trei, hai să împărțim în două. Când vine ăla, l-am pocnit. Ălaltul și-a făcut și el calcul: bă, ce rost are să împarte o comoara cu ei? N-ar fi mai bine să am eu grijă doar mai eu de ea? Și în mâncare le-a pus un pic de otravă. Și în sfârșit, se zice, când au ajuns acolo, au tăbărât pe el, l-au omorât. Liniștiți, mulțumiți, acum s-au așezat să mănânce, au mâncat și la puțin timp au mâncat. Dar e celălalt exemplu și mai teribil, v-am mai spus și altă dată și să mă iertați, nu? Când cineva a ieșit, fugea dintr-o peșteră și a zis: moarte, moarte, moarte. Și s-a întâlnit cu câțiva, doi, trei ani și a întrebat: ce mă, părinte, de ce e moarte? Și în peștera asta este moarte. Ce moarte, mă, e o comoară acolo, dar e moarte aia. Și ăștia au zis: bă, hai să vedem și noi ce e acolo. Și în sfârșit s-au dus și când au văzut comoara de acolo, au început să-și bage în hainele lor, să bage, să iasă, să-și iasă. Și zice, la un moment dat a venit un leu din peștera aia și a făcut praf pe toți, știți? Adică asta este, dați seama ce înseamnă și această neputință a noastră de a avea limită. Românul are atâta înțelepciune încât la
cum să spun eu, învață din toate cele și spune doar cele, zice, mâna omului, prin toate cele Dumnezeu a vrut să ne înțelepțească, să ne învață. De ce a așezat Dumnezeu patru degete așa și unul de-a curmezii așa, perpendicular pe ele? Zice că unul știe că se bage mâna întotdeauna. Nu? Că dacă trece de aici, s-ar putea după aceea să nu poți să o mai oprească. Nu? E un sens. Dar sunt multe alte sensuri. Ori iată, în sensul acesta ne-ar trebui să înțelegem că orice formă în care noi greșim câte puțin și după aceea insistăm în greșeala noastră, sunt forme în care noi devenim îndrăciți. Adică devenim îndrăciți, devenim stăpâniți de cel rău. Și, cum sunt eu, părinții pustiului sunt extrem de clari și de profunzi în această privință. Bă, dacă vrei să te mântui, fă voia celui din lângă tine, adică îngroapă-ți voia. De aceea când se duceau la mănăstire oamenii ca să intre în mănăstire, existau acele verificări sau acele, cum spun eu, ispite sau încercări să vadă sunt bun sau nu sunt bun de mănăstire. Nu, și gândiți-vă, lumea până părintele Cleopa și la ai noștri, nu? Dar am patenit cu egipteană și mai bogată în astfel de exemple. Dar la noi, când îl trimite la poartă să bată cu un băț un butuc care era acolo și îl lasă o zi să bată în el și să-l zică de rău. Și l-a bătut, a zis de rău și pe aia îl cheamă. Ia venă cu aici. Ei, ce a zis butucul ăla acolo? Și că n-a zis nimic. Cum l-ai făcut atât la o cărăș și n-a zis nimic? Și că așa trebuie să fii tu în mănăstire dacă vrei să intri, dacă ești vrednic de mănăstire. Dacă vrei să te potrivești sau ești chemat și într-adevăr și nu poți fi cu cum e butucul ăla, nu faci nimic. Sau îl trimite altul la un mormânt, vezi acolo, zi de rău, după aia îl trimite încă o zi de bine. Ți-a zis ceva, n-a zis nimic, crezi de bine, de rău, nici de bine, nici de rău, n-a zis nimic. Și că așa trebuie să fii tu în mănăstire. Un călugăr, așa trebuie să fie, ca un om care, indiferent că unul jignește, unul luminește, unul, el trebuie să fie la fel. Sau laudă cineva, n-are voie să pună botul. De ce? Pentru că a uitat cine este. El a intrat acolo, făcându-și voia lui, dorința de a face voia lui Dumnezeu. Și dacă el se supără că unul jignește, înseamnă că voia lui e mai presus de voia lui, nu mai vorbim de al Dumnezeu, și invers. Dacă se laudă și se trufește când îl laudă cineva, înseamnă că nu știe că el se trebuie să compare cu Dumnezeu. Odată, în acest sens, cum spun eu, este teribil cum putem noi să facem, cum putem noi să ajungem să scăpăm de cel rău. Primul lucru care trebuie să-l facem este totdeauna să luăm vina asupra noastră. Ne umilește unul, ne sprețuiește unul. Știm că el este sub puterea celui rău și că este stăpânit de cel rău, dar noi să nu ne supărăm, ci dimpotrivă. Noi să știm că asta este, adică să știm întotdeauna că în momentul în care cineva ne umilește, noi putem să ne bucurăm și să primim dar de la Dumnezeu. Zice, un domnitor odată a intrat într-o pușcărie și a început să-i întreb pe toți, băi, tu ce, cum, fiecare spune, eu sunt aici din cauza asta, eu sunt așa niciodată. Și unul a zis așa, luminăția ta, sau cum este, măria ta, eu sunt un ticăloș, un nemernic. Eu aici vreau să spun că nici pușcăria asta n-ar putea să mă pedepsească, te tâlhărie am făcut, eu sunt cel mai nemernic om din lume. Și atunci i-a strâns pe toți și le-a spus, am venit și am văzut aici în pușcărie la voi și am constatat că toți sunteți nevinovați și sunteți oameni extraordinari, dar am găsit un tâlhar între voi care nu merită, voi nu meritați această umilință să stea tâlharul ăsta printre voi aici, ieși afară tot de aici, din pușcării, și voi rămâneți aici, sunteți oameni nemaipomeniți. Vă dați seama, asta e pe pământ, dar la Dumnezeu. Adică noi nu suntem capabili să înțelegem ce înseamnă, vedeți, creștinismul, atâta vreme cât nu este trăit și asumat ca mod de viață în care ne invită Dumnezeu să fim asemeni Lui, să fim buni, să mirosim a Dumnezeu peste tot, indiferent cine suntem și ce suntem, nu suntem creștini. Noi putem spune că suntem. Dar dacă ne mințim noi pe noi, e posibil. Dar să-L minți pe Dumnezeu, nu-i posibil. Creștinismul nu-i decât un mod de viață în care te lupți permanent să nu superi pe nimeni. Când l-ai supărat pe cineva, ai supărat de fapt pe Dumnezeu. De ce? Că în chipul fiecăruia dintre noi e ceva din Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu e în toți oamenii de pe pământul acesta. Și atunci, iată, în sensul acesta, noi n-aveam această putere. Cum putem scăpa? Zice că odată doi prieteni, naufragiind, au ajuns pe o insulă. Și au trăit aici, au trăit acolo, la un moment dat au început să se împuțineze și unele și altele și a zis, bă, hai să ne rugăm la Dumnezeu să ne scape. Dar unul a zis, bă, ne rugăm, dar hai fiecare să împărțim insula în două și fiecare să se roage în partea lui și să vedem cui împlinește Dumnezeu rugăciune. Și în sfârșit s-au împărțit și unul se ruga și zice, s-a rugat de ploaie, a plouat, s-a rugat să-i dea rod, i-a dat rod. Celălaltul, nici ploaie, nici rod, nici nimic. Și la un moment dat,
Zice, s-a rugat cel care îi rodea și care îi împlinea Dumnezeu rugăciune, s-a rugat să aducă pe cineva să-i scape de acolo. Și în sfârșit a venit la câteva zile o corabie și a făcut bagaje și s-a dat să urce pe corabie. Celălalt a vrut și el să urce. Și ăsta care i-a împlinat Dumnezeu rugăciunea, spune, băi, nu pentru mine este. Ține, ți-am împlinit niciodată Dumnezeu rugăciunea. Eu l-am cerut și mie mi-a împlinit rugăciunea. Și celălalt îi spune, frate, iartă-mă. Dar să știi că și mie mi-a împlinit Dumnezeu rugăciunea. Ce rugăciune niciodată în aploană? Zice, dar tu știi ce m-a rugat eu? Ce te-ai rugat? Zice, eu m-am rugat lui Dumnezeu dintr-un început, Doamne, împlinește cererea fratelui meu. Deci, ăsta e creștinul adevărat. Și atunci ne dăm seama că cel rău nu poate să se cuibărească în sufletul nostru dacă noi îi facem loc lui Dumnezeu și gândim, simțim, trăim și ne purtăm cum s-a purtat Hristos pe pământ. Altcumva, noi ne folosim de Hristos, de numele Lui, de darul Lui, dar în realitate ne facem voia noastră. Hristos n-a făcut voia Lui pe pământ. Nu că n-ar fi putut, ci că a venit să ne arate nouă că cine își face voia Lui n-are de-a face cu Dumnezeu. Părinte, dă-i cu putință, treacă de la mine paharul acesta, dar nu cum vreau eu, ci cum tu voiești, părinte. Vă dați seama, Hristos și El ca om a fost și El ispitit să fugă din fața morții și a durerii și a suferinței. Dar după aceea când a văzut, zice, Doamne, precum eu și precum voiești Tu. Ce trebuie să facem atunci? Nu avem decât să ne luptăm și să împlinim voia lui Dumnezeu. Tâlhar fiind, noi să știm că în măsura în care vom reuși să împlinim voia lui Dumnezeu, atunci nu ne va ierta Dumnezeu de toate dărările noastre, altcumva să nu ne înșelăm. De aceea nu pot decât să vă mulțumesc pentru ceea ce pentru care ne-ați urmărit, să-L implor pe Dumnezeu să ne ajute tuturor, să ne scape de umbra celui întunecat, care ne prezintă întotdeauna întunericul.